de capul meu. Doamne, dar ce scumpă e. Cum te cheamă? Amira. Câți ani ai, Amira? 5. Foai, ce mare ești. Și de unde ești, Amira? Din Cluj. Și cu cine ai venit tu aici la România au talent? Cu mami și cu tati. Dar spune-mi ceva, Amira, ție nu ți-e așa puțin teamă să vii singură pe scena asta fără mami și tati? Nu. Corect. Nici nu înțelegi de ce spun chestia asta. Amira, vreau și eu să-ți văd dinții când zâmbești tare așa, să văd dacă ghicesc câți ai. 14 dinți ai. Am dreptate? Și tu cum s-a uitat? Am dreptate? Ia! Nu! Ia, mai fă-mi zâmbet doată, că te-am greșit. Ia, zâmbetul cu dinți. A, scuze, 16. Da. 16 dinți, este bă! Ai pregătit ceva, vreun moment interesant? Dansezi, cânti, te dai peste cap, ce faci? Dansez. Eu cred că este alegerea perfectă. Vai de mine, mă, cum o iubesc? Foa, ce giga. Nu cred că așa dansez. Băi, e nebun la cap. Deci nu cred așa ceva, mă. Nu te văd de aici. Cum să simți mă asta la 5 ani? Nu există mai așa ceva. Dans contemporan la 5 ani. Bă, nu există așa ceva la vârsta asta, mă. Incredibil. Mamă, mi se pare fantastic, nu-mi vine să cred. Expresivitatea e ca a unui adult. Nu există mai așa ceva, mă. Băi, e incredibil. Mie nu vine să cred ce am văzut. E de domeniul nu incredibilului. E ireal. Adică n-am mai întâlnit în viața mea un copil care să poată să exprime ce ai exprimat tu la vârsta ta. Ești deasupra unei prințese, unui înger. Ești ceva ce nu am crezut că e posibil. Bravo! Ai 4 de da, pentru că eu ți l-am dat deja. Să știi că pleci și cu inima noastră de aici. Ești fericită? Da. Arată-mi cei 16 dinți. Bravo. Hai, la mamă. Așteptăm bata viitoare. Mira.